Moromeții, volumul 1, partea a doua, capitolul 1. În ziua când Achim se pregătea să ia drumul spre București, de dimineață căzu o ploaie scurtă și furtunoasă, care se porni cu picături rare și puternice ca de piatră. Pe prispa casei moromeților stătea un tânăr îmbrăcat într-o dulamă jerpelită și fuma în tăcere, gânditor, fără să ia în seamă ploaia care zguduia cerul. Achim se uita nemișcat la el, rezemat de stâlpul parmalâcului. În curând, pământul se acoperi de clăbuci și aerul se încețoșa ca de toamnă. Mai galben ca ceara, după bătaia cu pândarul, îl prinseseră iarăși frigurile, Niculae ieși pe prispă și se opri între tânărul tăcut și fratele său Achim. Catrina și fetele, Moromete, Paraschiv și Nilă, stăteau și ei nemișcați, împrăștiați pe toată lungimea prispei și ascultau înfiorați zgomotele văzduhului. Chestiunea asta nu prea îmi vine mie la socoteală, spuse Moromete nemulțumit. Planta are sucurile ei care... Mai bine închină-te la Dumnezeu să nu dea piatră, îl întrerupse Catrina înfricoșată că omul ei cârtea acum împotriva norilor. Tito, Ilinco, închinați-vă voi, că ăștia... Dar nu se închină nimeni. Din grădină se auzi zgomotul cuiva care vroia să intre în curte. Era Aduțulache. Se ridicase dincolo de poartă cu labele pe gard și schelălăia. Poarta grădinii era prinsă în lanț. Câinele dădu ocol prin spatele casei, ieși în goană prin grădiniță și străbătu bătătura supărat și fleșcăi de ploaie, se piti sub streașnea mica grajdului. Duțulache, vină mă încoa! Îl chemă Moromete familiar. Achime, după ce stă ploaia pleci? Întrebă Niculae cu ochii aprinși, uitându-se cu dragoste, când la fratele său, când la tovarășul acestuia care stătea tăcut pe prisp. Da, plecăm, îi răspunse Achim. Și nu-i așa că vă întoarceți taman la toamnă? Așa o fi. Bietul de l-a prăpădit de tot pârlita aia de bisisică, murmură mama la auzul glasului tremurat și plin de teamă al băiatului. E drag și lui să se ducă la școală, continuă ea. Copiii oamenilor stau cu cartea și el zace aici pe capul meu și plânge în fiecare seară, zise Catrina mai departe, trăgând albia de spălat sub streașnea casei. Păi să se ducă, de ce nu se duce? Spuse Moromete iritat. Și ce-ți caute la urma urmei? Că de trecut clasa tot nu-l mai trece. Atunci cum? Doar așa ca se află și el întreabă? Nu e vorba ca să-l treacă clasa, zise femeia. E drag și lui, că toată ziua stă singur pe izlaz și o fi urât. Ce-i facem, Paraschive? Ce dăm la caii ăștia? Zise Moromete, luând vorba femeii din gură. Mai sunt niște coceni, mormăi Paraschiv. Și tu ce faci, Nilă? Ce găinezi acolo pe scaun? Spuse Moromete, din ce în ce mai iritat. Ia du-te și adu hamurile alea, să le mai dregem. Niculae, vezi unde e sula, adu-o încoace. Ilinco, dă-i sula lui tata, vezi că e popoliță deasupra ușii, zise Niculae, fără să se miște dintre cei doi. Și zici că te mai duci la școală, se răsti mama nemulțumit. Da, ciu, doare ghearle să-i dea sula de pe poliță, mormăi Niculae arțăgos. În loc să se supere, femeia avea un zâmbet ascuns. Asemănarea dintre copil și tată o izbise în clipa aceea. Neamul lovi la moartea să nu se stingă, gândi ea. După jumătate de ceas, ploaia se opri și Achim scoase oile din obor. Moromete stătea cu fruntea plecată în hamur și cosea. Abia când fiul ieși cu oile în drum și se întoarse să-și ia ziua bună, omul strigă de pe prispă fără să-și ridice privirea din curele. Achime! Acesta se apropie. Niculae se apropie și el. Chipul lui galben se însuflețise de bucurie. Vezi cum îi faci pe acolo, mormăi Moromete mereu cu fruntea și cu sula în hamuri. Te lăudai că... Tăcu câteva clipe lungi,
Apoi, deodată, încurcat și nemulțumit, ridică fruntea din curele. Sora mea, Guica, clănță-ne pe la toate ulucile, că nu vă las să vă căpătuiți. Înfipse sula adânc și se opri uluit. Auzi, nu vă las eu. Hai, mă, Achime, ce faci? Când mai ajungem noi la București? Strigă flăcăul din drum. Moromete și întoarse privirea către poartă și observă. Ce, mă, cătănoiule, crezi că se mută Bucureștiul din loc? Hai, Neailie, dă-o dracului, răspunse flăcăul supărat. Du-te, mă, și aranjează-te, viu și eu acum, zise Achim, așezându-se pe prispă lângă tatăl său. Moromete scoase sula din ham și se întoarse către Achim. Na, făcu el. Uitați-vă la asta, ce o mai fi așteptând? Ce mai aștepți, Achime? Nicolae izbucni în râs. Tu ce râzi, mă, ca proasta? Se supără Moromete, căruia pe semne că nu-i ardea de glumă. Achim se ridică de pe prispă și porni către poartă. Vezi că peste o săptămână începem secerea, zise Moromete tare, cu spatele spre drum. Cumpără de acolo câteva seceri și trimite-le prin ăsta lui Scămosu, că n-avem cu ce secera. Unde-l găsesc eu pe Scămosu? Răspunse Achim, oprindu-se din mers. Întreabă și tu pe cineva pe acolo, mă, unde trage al de Scămosu de la noi din sat? Și o să-ți spuie, fiindcă toată lumea îl cunoaște pe acolo. Îl lămuri Moromete sarcastic. Hai, Ilie, loviu-ar moartea de vorbă, zise Catrin. Omul pleacă la drum și tu... Achime, ia-mi și mie o basma, că mi se păru prin cap, mi-e rușine și mie de muier la biserică, se rugă apoi mama. Auzi, mă, Achime, ce spune măta? Zise Moromete dintre hamuri cu un glas furios. Trimite pentru ea și pentru fetele astea așa cam o duzină de bazmale. Paraschiv și Achim izbucniră într-un râs care mamei se păru nerușinat. Ea se făcu roșie de mânie și nu putu înghiți batjocura. Și ce dacă zic? Spuse ea. Zic și eu ca o mamă care... Moromete întoarse fulgerător capul spre ea, catrinată cu o clipă. Ea nu te mai uita, îl înfrunta apoi. Așa, cam o duzină de bazmale, îi imită ea glasul furios și adăugă cu dispreț. Cloșca, stă între hamuri și vorbește, guica al treilea. Dar Nicula era vesel și Catrina nu-l mai lua în seamă pe bărbatul ei. Se uita la Nicolae, care tot sărea lui Achim în spinare, încerca să-i pună piedică și cum acesta arăta pentru bucuria lui o înțelegere mai mult decât binevoitoare, Achim chiar promise că dacă anul ăsta bisisica rămâne stearpă, are să o taie la București și are să o vândă. Ce ciudat era copilul ăsta, gândea mama despre Nicolae. El nu-și ura frații vitregi. Nicolae, îl chemă ea mai târziu, după ce Achim nu se mai văzu. Ia-o și tu prin grădină, vezi să nu bage tată de seamă și du-te la școală. Nu pentru că taică-su ar fi avut ceva împotriva școlii, dar astăzi, după cum socotea Catrina, nu l-ar fi lăsat să se ducă la școală. L-ar fi prins pe Nicolae să-i țină, de pildă, hamurile. Nu mult după plecarea lui Achim, pe ulița Moromeților fu văzut șeful secției de jandarmi, însoțit de doi soldați cu puștile în bandulieră și de un om cu capul bandajat. Câinii lătrau nu ca la urs, ci într-un fel deosebit și anume așa ca pentru niște oameni jandarmi. Mare-i mirarea lui Moromete când văzu, dintre hamurile și curelele lui, că șeful secției trece podișca și intră chiar la el în curte. Duțulache, care până atunci stătuse liniștit, porni glonț, fără să latre, și ar fi sărit în capul șefului dacă acesta nu s-ar fi tras înapoi și nu ar fi închis repede poarta. Catrina se sperie rău. Mă, îi spuse omului, scoală în sus, jandarmii! Apoi către fete. Și voi ce stați? Intrați în casă! Ce ai făcut ele? Zise Moromete văzându-și de treabă. Moromete! Strigă un glas din poartă. Vin până aici! Moromete abia acum ridică fruntea și se uită cu adevărat spre drum. Chipul i se prefăcu surprins. Vin până aici, Moromete, n-auzi? Strigă iar șeful de post, ezitând să intre în curte. Moromete își lăsă fruntea în jos și spuse încet, înfigând sula într-o curea, ca și când ar fi vorbit hamurilor. Pe măta și pe tine, găinarule, parcă ai fi mâncat cu mine dintr-o strachin. Apoi ridică fruntea și răspunse cu un glas binevoitor, glumeț chiar. Acu de ce mai fi făcând să mă scol degeaba?
Ce-i fi având cu mine? Moromete, n-au să vii până la poartă? Hai, domnule, că n-o să te mănânce. De ce mai porți pușca aia în spinare? Dacă te mușcă, îți dau autorizație să tragi în el. Șeful de post, însoțit de cei doi soldați și de civilul bandajat la cap, intrară în curte și se apropiară de prispa casei. Nea Ilie, zise șeful de post, oprindu-se înaintea hamurilor. Bună dimineață! Așa, pe măta de oț, își spuse Moromete în gând satisfăcut. Apoi răspunse cum se cade. Neața, domnule Florică, stați pe prispă. Uite, mai dreg și eu hamurile astea, că s-au cam prăpădit, mai spuse el, deși nimeni nu-l întrebase ce face. Neilie, unde-i băiatul al dumitale care a fost duminică cu caie prin Rătească? Trebuie să-l iau la post, am primit o reclamație de la moșie. Azi dimineață personal a venit la mine administratorul și a reclamat. S-a apucat cu omul ăsta, a băgat caii și oile în ovăzul moșiei, l-a bătut pe pândar până l-a nenorocit și i-a luat și pușca. Acum te-ai lămurit? Încheie șeful de post, mai puțin familiar. Cine s-a apucat cu omul ăsta? Administratorul? Întrebă Moromete după un lung timp de gândire. Moromete, nu te preface că nu înțelegi, zise jandarmul. Moromete nu mai zise nimic. Se căută prin buzunarul flanelei și scoase de acolo niște praf de tutun, începu să rupă dintr-un jurnal. Stătea înconjurat de hamur și nu spune nimic. După chipul posomorât, se părea că chipzuiește adânc ce trebuie să facă. Șeful de post își pierdu răbdarea. Haide, Nea Ilie, că n-am venit să stau la taifas cu dumneata. Mă vezi pe mine tăifăsuind, ori nu ești în toate mințile? Răspunse Moromete, ieșindu-și el din sărite. Moromete, nu glumi cu mine, copățești, zise șeful de post, strângând patul puștii și ridicându-se de pe prispă înfuriat. Cei doi soldați strânseră și ei patul puștilor. De ce s-o pățesc? Întrebă Moromete, răsucindu-și țigara. Apoi adăugă. Ce, m-ai prins cumva furând găini? Și apăsă cu un anumit glas pe cuvântul găini. Cheamă băiatul Moromete și nu mai sta cu mine la discuție, zise șeful de post stăpânindu-se. Eu n-am nimic cu dumneata. Dacă ar fi vorba sa, întreabă-l pe Nilă, ăla al băiat al dumitale, să spună cum m-am purtat cu el la premilitară când era să o pățească. Ce dracu, ne jucăm de-a baba oarba? Ei, firar al dracu de om, te porți bine că el și el jefuiește moșia. Cheamă băiatul. Nu-i fac nimic, îi dau declarație și pe baza ei să se judece cu asta. Moromete prinse sula în mână și arătă în spate. Du-te la ăsta, la al de bolosul sau la al de voi cu câinarul, că și ăștia au băieți care se duc cu vitele. Moromete, nu mai scălda, spun cu frumosul, zise șeful de post amenințând. Nu mă face să pun soldații pe urma lui și să spui că sunt om al dracului. Băiatul dumitale a fost cu cai și cu oile și a intrat pe moșia boierului. Nu e boier, e boieroaică, observă Moromete. Să știi că te dau în judecată și o pățești urât, îl preveni jandarmul. Omul ăsta nu minte, crezi că i-a cășunat așa ca orbul pe băiatul dumitale? Dar ca pe ce i-a cășunat? Ca orbul i-a cășunat, nu vezi? Răspunse Moromete, căznindu-se să-și lipească țigare. Cine știe cu cine s-o fi bătut și fiindcă n-am mâncat destulă bătaie, îl taie capul să intre în târla mea cu șeful de post. Nene, zise paznicul înfumurat, eu n-am nimic cu dumneata, dar știu că e băiatul dumitale. Am întrebat al cui este și mi-au spus. Am întrebat și de băieți și mi-au spus. Ai lui Ilie Moromete. Ce vorbești? Bolborosi Moromete absent. Iete, ai lui Moromete, a? Deștept mai ești. Ce fi crezând că numai un câine ci un de coadă? Moromete, cheamă băiatul și nu mai discuta, mârâi șeful de post, uitându-se la soldați într-un anumit fel. Ia, puneți mâna și căutați-l, ordonă el. Puneți mâna pe el, că dacă n-am să-i trag o bătaie, de o să... Soldații intrară în casă tropăind, iar șeful de post porni spre grajduri. În drum se mai întoarse spre omul bandajat la cap. Îl cunoști, ma? Îl cunoști și mort, răspunse pândarul, apropiindu-se și el de șef să-l caute. Cum să nu-l cunoști, dacă te-a pignit în moalele capului, observă Moromete vesel. Apoi se supără. În loc să te apuci de muncă, ba scâmpi în bocanci, păzești pe boieri.
Moromete nu s-ar fi supărat pe Pândar dacă în legătură cu moșia nu și-ar fi adus aminte de discuția de la fierărie și de Țugurlan. Avea dreptate Țugurlan. Prostul ăsta în bocanci, în loc să vrea să rupă și el un lot din moșie, stă și o păzește să nu o fure cineva și trage cu pușca cu sare în copiii oamenilor. Auzi, mă, prostule, că nici nu știu cum te cheamă, reluă Moromete și mai supărat. Bine ți-a făcut, dacă zici că te-a bătut. Și nu-l mai căuta degeaba că a plecat la București. Așteaptă și tu să se întoarcă. Până atunci poate că-ți mai trage cineva o bătaie. Capitolul 2. Jandarmii în curtea cuiva nu putea fi ceva de laudă. Catrina, de obicei înspăimântată în asemenea împrejurări, de asta dată stătea întindă și nu își putea înnăbuși râsul. De la o vreme, mai ales de duminică încoace, bărbatul ei avea mereu starea aceea de nemulțumire și iritare care îi stârnea veselia, o stare ciudată pe care ea o numea suceală. Moromet era într-adevăr nemulțumit de ceva, dar parcă era nemulțumit mai mult de însuși faptul că era nemulțumit decât de acel ceva care îi stârnea de fapt nemulțumire. Catrina nu și ascundea satisfacția când îl vedea apucat de starea aceasta. Ea știa ce înseamnă și se simțea parcă răzbunată. Aha! Exclamă ea după ce jandarmul plecă amenințând. Nu mai zici că noi suntem proaste. Na, mai zici și acum. Că ești deșteptul să te cerți cu un pândar? Of! Exclamă Catrina ridicând o mână spre cer. Ai umplut pământul cu deșteptăciunea ta. Moromete se uită uimit la mâna ei și, în ciuda iritării care îl stăpânea, trebuie să convină că nevasta lui era reușită. Intră fă în casă, râse el uitând o clipă de starea lui. Vezi să nu țin fixul asta undeva. Desfrânatule, spuse Catrina cu indignare bisericească. Ești mort după ședere și după tutun. Habar de grijă n-o să am, să știi, amenință ea. Și intră în casă triumfătoare. Știa că nu o să treacă mult și o să le strige pe ea și pe fete să se sfătuiască cu ele, nefiind în stare sau nevroind, nu se putea ști, să hotărască singur ce era de făcut. Dar Catrina amenința degeaba. Nu se putea stăpâni să nu fie alături de el. Tot așa se întâmplă și astăzi. Când Moromete lăsă hamurile și intră în casă, ea chemă cea din tâi fetele cu glas îngrijorat. Tito, Ilinco, hai la tată tău. Hai că ce o fi acum fără oi, o să fie vai de capul nostru. O să mâncăm șterși și urzici. Păi dar, exclamă fata cea mare supărat, tași că te găsi grijă. Când îl îndemnai pe tata să-l lase pe Achim să plece, mă făceai pe mine prost. Ho, o opri mama împăciuitoare. Ho, că nu o să murim. Trăiește lumea și fără oi. Mai rău e de tatăl că vă duce grijă și nu știe nici el ce să facă. Ba, o să-i dau să mănânce numai urzici, se împotrivi Tita, intrând în casă peste tatăl ei. Paraschiv și Nilă nu erau acasă. Plecaseră nu se știe unde. Nicolae fugise la școală. Ilinca intră și ea în odaie și se așeză lângă sora ei. Stăteau amândouă supărate și potrivnice și păreau hotărâte să nu-i dea tatălui nicio mână de ajutor. Mama se așeză pe celălalt pat, dar nu prea aproape de bărbatul ei. Ea vorbi cea din tâi și, spre surprinderea tuturor, începu prin a-l învinui pe tată de un lucru la care nu se gândise nimeni până acum. Și anume că nu era rău că i s-a dat drumul lui Achim la București, dar de ce trebuia să i se dea drumul cu toate oile? Nu se putea să fi lăsat aici 7-8 dintre ele și să aibă familia ce mânca? Se putea, cum să nu se poată. Dar așa se întâmplă într-o casă unde stăpânul șade toată ziua și bea tutun. Toate ies de andoaselea și toți trag în toate părțile. Cum o să fie bine? Ce ciudat lucru! Auzind aceste învinuiri, tatăl nu numai că nu o opri pe mamă să vorbească mai departe, dar lăsându-și fruntea în jos, el parcă chiar o îndemna să-l învinuiască și mai mult. Ceea ce Catrina și făcu, și încă cu multă pricepere, deoarece nu era prima dată când jucau împreună față de copii această comedie. Că dacă ne-am învățat cu ele, acum o să fie rău. Mai bine nu le-am fi luat și n-aveam greutatea la bancă.
Acum tu ești vinovat. Cu 5.000 de lei pe care i-am plătit asta toamnă la bancă, cumpăram o vacă și era mai bine și nici prăpăditul ăla de Nicolae nu se mai chinuia cu ele pe izlas. Cam zis că din pricina lânii, că vaca dă lapte, dar oile dă și lână. Iar acum uite că nu o să fie nici una, nici alta și fetele astea râde lumea de ele. Râde guica. Ei, mâncau ar pământul de guică, spuse Moromete cu fruntea în pământ. Mâncau ar pământul, dar vine Colea și te face de râs, iureteză Catrina cu asprime. Vine Colea și râde de asta mai mare, că ar vrea să se mărite cu Victor. Pe măsa de Victor, mormăi tatăl posomorât. Pe măsa, pe măsa, dar ce-ți pasă ție dacă fata o să rămână aici nemăritată? Strigă Catrina furioasă. Ia mai taci din gură, mama, că nu e vorba de măritiș. Dacă e vorba să mă mărit, și mâine mă mărit, spuse tita supărată pe mama ei. Mama tăcu. Izbutise deci să atragă și spre ea supărarea fetelor. Chestiunea stă în felul următor, începu Moromete cu un glas mai puțin vinovat decât s-ar fi crezut, totuși prevenitor. Nu e asta care zice măta, se adresă el fetelor, că dacă e să cauți în satul ăsta și de asta dată se adresă mamei, n-ai să găsești o fată mai vrednică decât tita. Nu e problema asta. Și nici că am rămas vara asta fără oi. Că fetele astea sunt supărate și îmi spun mie că o să-mi dea numai urzici. Poți să-mi dai și scaiestito, că eu nu mă supăr. O asigură el și rămase o clipă nemișcat și convins, adică toată lumea știa că el mănâncă orice, și se miră că fata îl amenință cu urzicile. Hai, lovioar, moartea de socială, vorbește ca lumea, nu te mai fandosi, spuse Catrina izbutind să nu pufnească în râs. Păi nu e problema asta, se dezvinovăți Moromete, uitându-se la mama și rugându-se parcă de ea cu durere, să fie înțeles că nu e vorba de ce o să mănânce el. Spune odată și nu mai ține fetele aici, că au treabă. Ce facem cu foncire? Aruncă Moromete deodată grăbit și cu mâna a făcut gestul. Iată, asta e problema. Ce facem cu foncirea? Că vine ăla peste o săptămână și nu ne mai iartă. Repetă el cu un glas dramatic. Că nu e vorba de ursici, încheie supărat și posomorât. Dar atât glasul său dramatic, cât și supărarea cu care încheie, nu făcu fetelor nicio impresie. Tot așa, el părea mai mult supărat, că era el supărat, că nu era lui bine. Atunci de ce n-ai făcut cum am zis noi? Zise tita, ghicind această stare ascunsă a tatălui. De ce ai dat drumul la București? De ce ai tăiat salcâmul? Dacă e vorba să răbdăm, barim să știm că nu răbdăm degeaba, că o să fie greu și o să avem, nu să-l vindem să plătim banca. Și dacă nu pleca Achim la București, cu ce plăteam? Întrebă tatăl, vrând să o încurce, deși gândul fetei era limpede. Cu ce plăteam? Cu oile plăteam, le vindeam și plăteam, spuse fata. Aha, făcu Moromete fără noimă. Și ne rămânea și lâna și aveam și ce mânca toată vara, spuse și Ilinca. Măi, fetițelor, se rugă Moromete din nou, îndurerat că nimeni nu înțelege ideile lui atât de simple. Măi, fetițelor, repetă el, păi nu ne-am înțeles noi că o parte din bani ne trimite Achim să plătim banca? Nu ne-am înțeles așa. Ce, Dumnezeu, uităm de la mână până la gură? De ce să vindem oile? O parte din bani ne trimite Achim, iar ce n-ajunge pentru bancă mai dăm din greu. Așa s-ar făcea că ne-ar rămâne oile aici. Am plătit banca și n-am vinde nici cine știe ce greu. De ce nu înțelegeți voi? Mama se prefăcu că a înțeles. Ar fi bine așa. Păi așa trebuie să fie, se miră Moromete că există îndoieli în privința asta. Așa trebuie să fie, repetă el convins. Vedem cu toții că Dumnezeu are grijă de noi. Și aceste cuvinte el le spuse ca să-i facă plăcere mamei. Are să se facă grâu berechet și în felul ăsta scăpăm de bancă pe jumătate și ne rămân și oile. Nu mai spun de banii care le rămân lor. O să-i las să facă ce vor cu banii ăia. Și dacă o să fie cinstit și nu o să se apuce să înșele lumea, o să fie bine de toți. Moromete tăcu și mama se uită nedumerită la fete. Era limpede. Avea să fie bine, dar de ce mai erau nemulțumite? Lasă, mai că răbdăm și noi vara asta, le mângâie ea. Dar ce-i facem cu foncirea? Turnă Moromete apă rece peste propria liniștire. Și ce-i facem cu foncirea acum? Că dacă ar fi să nu ne mai lase și anul ăsta, poate veni vreo lege să ne mai taie din ea.
Trebuie să vie, fiindcă toată lumea geme, dar ne apucă de ea acum. Păi cât avem noi de dat? Se interesă Catrin. 4.000. Păi mai plătește și tu din ea acolo și las-o până la anul, îl sfătui Catrin. Mai lasă-ne jupuitele, nu ne lua cămașa din spinare, vorbește și tu cu el. Am vorbit pe măsa de jupuit cu ochii aia lui. Am vorbit, cum să nu vorbesc, răspunse Moromete furios. M-a trimis la perceptor, zicea că numai perceptorul poate să mă mai amâie. M-am dus la ăla și la ăla, oleu, nici nu vrea să stăm de vorbă. Dar n-ar fi nimic dacă m-ar amâna până după culesul porumbului. Aș vinde și din porumb, că o să facă și porumbul. Și am scăpat, dar mă apucă acum. Împrumută-te și tu la Aristide. Asta era. Aici vrea să ajungă. De fapt, hotărârea de a se împrumuta o luase el mai dinainte, dar vrusese să aibă și girul fetelor. Moromete se ridică de pe pat și deodată părăsi consiliul de familie. Aoleu, mă dor oasele, se cumpăni el pe șolduri. Avea cu totul alt glas. Se îndreptă spre ușă și ieși, lăsând-o pe Catrina să se descurce ea cum o ști cu fetele. Capitolul 3. Aristide nu fusese cămătar și nu împrumutase bani decât la începutul începuturilor. Acum vroia să se uite acest lucru, dând de înțeles că el se îmbogățise datorită politicii. A împrumutat cu bani și a stat la pândă pentru ca în momentul potrivit să-l scos pe om la vânzare sau a ajutat pe cineva în așa fel încât ajutorul acesta să-ți fie întors de 5 ori mai mult, de pildă să dai un sac de grâu și să-l primești înapoi după treieriș, dar la prețul din timpul iernii. În felul acesta putea să facă avere Tudor Bolosu, care niciodată n-avea să ajungă primar, dar nu Aristide, care străbătea județul pe motocicletă și avea deschisă ușa preotului, a judecătorului și chiar a prefectului. Aristide nu mai împrumuta nici bani, nici cereale. Avea nevoie de ele pentru combinații comerciale în afara satului, care trebuia să rămână numai o piață, ca să zicem așa, a prestigiului politic, și socotea că pe bună dreptate afacerile acestea mărunte cu oamenii sfârșeau întotdeauna, din punct de vedere electoral, prost pentru cel care le făcea. Crâșmac, adversarul său țărănist, nici acum nu știa pentru ce, numai după 2 ani, căzuse în alegerile pentru consiliile comunale. Moromete știa că Aristide nu împrumuta bani, dar asta n-avea nicio importanță. Mult mai important era faptul că el, Moromete, se ducea la Aristide să-i ceară ceva. Casa lui Aristide era așezată în centrul satului, unde se încrucișau toate drumurile comunale și județene. Centrul semăna cu un cerc turtit și tăiat. De aici se putea apuca spre răsărit șoseaua Glavacioc-București de 80 de kilometri, spre miază zi, spre Dunăre, 60 de kilometri. Gara era la 4 kilometri de sat, iar spre munte, spre creierul Carpaților, cum spuneau oamenii, era de obicei urmărit șoseaua care însoțea calea ferată până la Pitești, Curtea de Argeș. Clădirea cea mai impunătoare a comunei era Banca Populară Cooperativă Primăvara, clădită în 1931, care dăduse faliment îndată ce apăruse legea conversiunii. Era clădită în stilul primăriilor comunale, dar mult mai mare, cu 14 trepte de ciment, cu câte 2 coloane în părți și cu 2 intrări laterale mai mici. Acum era folosită la întrunirile Consiliului Comunal sau ale Comitetului Bisericesc sau în timpul campaniilor electorale. Uneori tinerii obțineau aprobarea lui Aristide pentru baluri și serate. Alături de bancă, înconjurată de o bogată grădină cu pomi și straturi de zarzavat și flori, se afla casa parohului Petrică Provincianu, care imita clădirea băncii, în partea cealaltă a centrului, ocupând o mare întindere de pământ. Se vedea conacul fostei moșii cu numeroase dependințe. Acum conacul era închiriat de maior sau vândut, nimeni nu știa, stației de agronomie și montă, care fusese înființată de curând. Bătrâna Marica și fiica ei cu părul verde locuiau în spatele stațiunii, într-o clădire ceva mai mică decât conacul. În fața stațiunii, peste drum, se afla o căsuță mică și pipernicită.
Acolo locuia ruda lui Moromete, parizianul, Guica al doilea mai prost, cum îi zicea Catrin. Mama lui parizianul era soră cu nevasta din tâia a lui Moromete și pe vremuri ea însoțise la Paris ca servitoare pe cucoana Marica. La câteva luni după ce se întorsese de acolo, născuse, nemăritată fiind, un băiat pe care Moromete îl poreclise parizianul. Parizianul era mai mare decât Paraschiv și se însurase de mult. Avea un băiat cam de seamă cu Nicolae. De nenumărate ori Aristide oferise pământ și bani, numai să-și vândă casa și locul care stătea înfipte ca un cui în coasta gospodăriei acestuia. Nu vroise. Aristide avea o curte imensă care înconjura din trei părți și căsuța și locul lui parizianul. În curte se ridicau două șoproane uriașe sub care se odihnea o batoză vopsită în roșu și un vapor al cărui coș răzbătea printr-o gaură făcută în acoperiș. Casa lui Aristide era toată învelită în coarde de viță care se împleteau de la stâlpi până la streașină, ajungând până în vârful acoperișului. Casa era împrejmuită cu un gard mic, făcut din scânduri vopsite cenușiu, iar în spațiul dintre prispă și gard creșteau flori. De-a lungul gardului dinspre drum, pe partea din afara curții, Aristide lăsase o fâșie lungă pentru jocul de popici. Construise chiar anume un fel de acoperiș demontabil pe care îl întindea peste gard atunci când ploua. Avea cârciumă, care era așezată cu obloanele spre centru. Doi stâlpi în afară susțineau o prelungire mare a acoperișului, sub care Aristide scotea 3-4 mese mici cu scaune, la care se putea așeza oricine. În continuarea șoselei, de la centru spre răsărit, veneau rând pe rând o fântână de piatră, școala primară, o uliță care ducea spre prima biserică, primăria comunei, față în față cu primăria casa notarului, alături de el casa ginerelui, directorul școlii primare, învățătorul Toderici, apoi casa celui de-al doilea paroh al comunei, un tânăr învățător care se făcuse popă și reușise să împartă chiar anul acesta parohia în două. Acum umbla prin sat și strângea de la oameni să repare vechea biserică. Alături de el se afla magazinul comercial și casa lui Petre Ianculov, vechi negustor al comunei. Acesta era centrul, sau de vale, cum i se spunea, pentru că, într-adevăr, comuna semăna cu o albie și orice uliță pornea la vale spre fundul acestei albi. La marginea dinspre răsărita comunei, pe un câmp deschis, împrejmuit cu un gard înalt de sârmă ghimpată, se aflau moara cu valțuri a lui Aristide și presa de ulei. Moromete îl căută pe Aristide la primărie și întrebă secretarul dacă domnul primar ăsta e aici. Secretarul primăriei era un om care avea pentru Moromete multă considerație. Cândva Moromete fusese consilier comunal, o singură dată și nu se știe de ce, nu-i plăcea să-i se amintească de acest lucru. Era și acum membru în comitetul bisericesc, dar nu se ducea niciodată la adunări și pe vremea aceea, murind secretarul primăriei, Moromete îl susținuse în consiliu pe tânărul Oprescu, secretarul de acum care nu uita acest serviciu și păstra lui Moromete o veche și inutilă, nu recunoștință, ci considerație. Recunoștința fiind ceva care trebuia să-i se cuvină lui ca secretar, fiindcă el era acela care scotea pentru oameni copii după registrul de nașteri, acte de naționalitate și origine etnică, bilete pentru vite și adeverințe. Am onoarea, domnule Moromete, spuse secretarul, fără să se oprească din scris. Scria nemaipomenit de repede și de frumos și izbutea să facă acest lucru fiind, ca orice secretar de primărie, jumate beat. Am onoarea și toată stima, repetă el. Cu ce te poți servi? Cu o țuiculiță, răspunse Moromete ironic. Primarul ăsta e aici? Este, răspunse secretarul cu un glas ca de chelner. Este, strigă el, continuând să scrie în felul lui nemaipomenit, spre admirația oamenilor care nu lipseau niciodată de pe capul lui. Moromete ieși din birou și intră la primar. Aristide îl întâmpină cu voieșie. Era un om cu trăsături tinerești, deși avea tâmplele încărunțite.
Gulerul alb al cămășii, răsfrânt peste haină, accentua buna dispoziție tinerească a primarului. A, moromete!" strigă el ridicându-se de după birou și dând la o parte hârtiile și ziarele pe care le răsfoia. Aha, aha!" exclamă. Ai citit în gazetă discursul lui Magiaru și ai venit să-mi spui că o să cadă guvernul." Șmecher, moromete! Crezi că o să ieși primar?" Hei, hai noroc! Stai jos, Nelie, stai pe scaun. Ce faci, domn? E posibil, după cum se aude, că la toamnă o să fie alegeri generale. Dă-o-n măsii, trebuie să intri în Consiliul Comunal. Aristide se întoarse vorbind la birou și așezându-se la loc pe scaun, se dădu puțin pe spate și se întrerupse familiar și totodată politicos. De ce nu stai, Nelie? Stai, domnule, pe scaun. Ia, spune Nailie, cocoșilă, ce mai faci? Moromete, depășit de veselia și politețea primarului, se așeză pe scaun și nu zise nimic. Aristide, degajat, reluă printr-o nouă exclamație. Râse el. Cocoșilă înjură și pe liberali, dar nu vrea să spună cu cine o să voteze. De pomenești că l-ai atras dumneata să voteze pentru Iorga. Nu vrea, zise Moromete. Da, ci că nu se poate discuta cu el. Cu cine? Cu Iorga. De ce? Ci că degeaba are doi creieri, că niciunul nu e bun. Iorga? Râse Aristide. He, moromete, ciudat mai ești. Care va să zică degeaba are doi creieri? Fuși, daci, chiar așa zice? Ce zici? Lasă, Nelie, tot cu ai voștri o să votați toți, ce să mai discutăm? Ia spune, ce mai faci? Vrei ceva pe aici, vreun act? Aș vrea eu un act, dar nu se poate, zise Moromete. De ce să nu se poate? Pentru dumneata facem noi. Oare? Încercă Moromete, uitându-se dintr-o parte la primar. Așa, un act, zise el și începu să spună cu glas oficial și să scrie cu mâna în aer prin fața ochilor. Act! Domnul Ilie Moromete, din comuna Cutare, județul Cutare, consimțim noi că nu mai are dreptul să plătească foncire și impozite. Izbucni primarul nestăpânit, uitându-se curios la mâna lui Moromete, care tocmai semna actul în aer, cu o mișcare lungă și încogârlițată. Hehehe, las-o, dracului, Nea Ilie, dă-o în măsii. Sigur, îți convine să râzi, dar ea întreabă-mă și pe mine. Ai de plătit mult? Făcu Moromete. Hei, las-o moartă, Nea Ilie, se veseli Aristide. Anul trecut dumneata nici nu știi că eu personal l-am oprit pe perceptor să nu-ți confiște căruța. Păi, dacă o tot amăi... Te pomenești că ți-au luat și ceva din casă, a? Nu, spuse Moromete, parcă cu recunoștință că nu s-au purtat încă cu el în acest fel. Nu, nu mi-au luat nimic, adăugă, dar o să-mi ia, spuse apoi cu glas de parcă i-ar fi făcut celuilalt o promisiune. O să-ți ia? Ei, hai, las-o moartă, Nelie, las că dacă o să fie ales în Consiliul Comunal, ne descurcăm noi. Aristide nu mai râse. Moromete se uită o secundă la el, apoi întoarse capul în altă parte și rămase nemișcat și posomorât. Primarul îi propunea într-un fel destul de lămurit să devină omul lui. Ceva asemănător se mai întâmplase odată, pe vremea când Aristide nu era așa de bogat și Moromete nu atât de prudent în politică. Aristide plăcuse oamenilor și fusese susținut în alegeri, iar Consiliul Comunal din care făcuse parte și Moromete aprobase cu multă nevinovăție două importante hotărâri pe care le propusese Aristide îndată ce fusese ales primar. O hotărâre cu privire la un monument în cinstea eroilor și alta cu privire la ridicarea unui cămin cultural. Amândouă proiectele trebuiau realizate prin autoimpunere. Porniseră membrii Consiliului Comunal prin sat cu căruțele și strânseră grâu și porumb, de două ori în doi ani. Și oamenii dăduseră, avuseseră încredere în consilierii lor.
iar consilierii predaseră grâul și porumbul primarului, în care aveau încredere. Iar primarul nu dezminți încrederea consilierilor săi, ridică un monument de ciment de 2 metri pe un teren de 1 metru pătrat, monument pe care fură trecuți toți eroii războiului de reîntregire, și clădi o aripă a școlii începută de mult, adăugând sub frontispiciul pe care scria școală și cămin cultural. Dacă între timp Aristide n-ar mai fi luat și alte hotărâri la fel de importante, de asta dată referitor la executarea bugetului comunei, la folosirea terenului și altor bunuri ale primăriei, și nu le-ar fi executat în același chip, adică având grijă să nu existe hârtii sau să existe hârtii care îl acopereau, afacerea cu monumentul și căminul cultural ar fi sfârșit rău pentru el, adică așa cum i s-ar fi întâmplat oricărui om care n-ar fi fost total cinstit. Dar amestecată cu altele și întinsă pe mai mulți ani, această afacere de început se împletise într-un lanț gros, puternic și total, pe care nimeni, odată ce lanțul se formase, nu mai putea să-l desfacă. Moromete cunoștea și el această chestiune cu monumentul și căminul cultural, dar Aristide îi dăduse de înțeles că afacerea era în ordine. Era foarte mirat că Moromete nu-i spusese din vreme să-i dea și lui niște izlazuri să le folosească. Ce dracu, toți consilierii luaseră, numai Moromete rămăsese. Drept răspuns, Moromete părăsise Consiliul și se găsiseră destui care să râdă de el că a fost prost și nu s-a ales cu nimic și că de aceea nu se mai duce pe acolo. Poveste veche și uitată chiar și de Moromete. Dar iată că Aristide nu uitase și îi propunea iarăși, având în vedere alegerile apropiate, să voteze din nou pentru el și să-l sprijine iarăși în sat. În schimb, Aristide avea să-l ajute să se descurce în Consiliul Comunal mai bine ca data trecută. Știi că eu nu fac aici la primărie decât să-i scălesc hârtii?" spuse Aristide mai departe, văzând că Moromete tace posomorât. Se știe de mult că eu las acum pe alții să se ocupe de afacerile primăriei," însemnau de fapt cuvintele lui. Nu mai am timp nici să mor," adăugă el vesel și nu mințea. Era ocupat până peste cap cu construcția unei noi mori în Tătărăști, o comună mai mare decât aceasta de aici unde era primar. A? Ce zici, Moromet?" Domnule, i-am dat drumul la București," răspunse Moromete după o lungă vreme de tăcere. I-am dat drumul la București și e vorba să-mi trimite niște franci," repetă el, dar mi-e frică să nu vină iar jupuitul după fonciere." Stai că nu pricep nimic," zise Aristide. N-auzi că i-am dat drumul la București lui Achim?" spuse Moromete puțin supărat, că celălalt nu înțelegea. I-am dat drumul lui Achim, lui fiul meu." Ei, și?" Trebuie să-mi trimită niște franci." Nu pricep. N-am acum să-i dau ăluia cu foncierea. Ei, și? Dăm 4.000 de franci să-i dau la fonciere. Și când îmi trimite fiul meu, ți-i dau un dărât." Aristide se hotărâ repede. Mi-am închipuit eu când te-am văzut de ce ai venit, Moromete," spuse el devenind din nou vesel. Bine, atunci rămânem înțeleși. Îți dau." Și se ridică de la birou. Prietenii mei îi împrumut cu plăcere. Hai cu mine pe la cârciumă, că n-am banii la mine." De la primărie la Aristide nu era departe. Mergeau împreună agale. Aristide era mai înalt și cu toate că era elegant în costumul său ușor de vară, albastru deschis, cu pălărie moale de pai de orez, atrăgea atenția mai puțin decât Moromete, care arăta parcă supărat și avea o expresie ca și când nu singur, ci silit de cineva ar fi mers alături de primar. Capitolul 4. În acest timp, Paraschiv pornise înfrigurat spre Tușșăsaguica. Achim plecase și trebuia făcut ceva repede cu Nilă, să-l îndemne să termine odată cu bombănelile lui de neînțeles. Ei, gata, Gamaria, îi dădu Paraschiv de veste Tușei. Gata, dar nu știu ce să fac cu Nilă, că-mi vine să-i dau câțiva pumni după ceapă și să-l satur. Guica stătea în fața bordeiului și împletea la ciorap. Ea nu luă în seamă supărarea nepotului și, de bucurie că în sfârșit Achim plecase, scăpă câteva ochiuri la ciorap.
Ce vorbești, Paraschive?" șopti ea cu glas strâns. I-a dat drumul? A plecat? Când a plecat?" De dimineață," răspunse Paraschiv. Mi-era nițel frică și mie. Hait, acul întoarce-n dărât. Că și ăla se moșmonea, se moșmonea," mai adăugă Paraschiv supărat. Așa, mă, așa," continuă Guica cu bucuria ei sărată și nițel surdă, ca și când bine făcuse Achim că se moșmonise. Aha, aha," mai exclamă ea. Și alea ce zicea? Hă? Paraschive, alea, nu zicea nimic?" Paraschiv nu răspunse. Hai, mă, dă-te, naibii, ce e supărat?" îl certă Guica. De ce nu spui? Acum trebuie să plecați și voi. Când plecați?" Paraschive," se ruga Guica sfătuitor, vezi, nu stați mult pe acolo. Un an, doi și întorceți-vă acasă. Eu ți-am mai spus? Locul ăla din spatele casei e al tău? Cu banii din București faci o casă pe el, te însori, cumperi pământ și să mor și eu acolo ca o creștină între ei mei, să aibă cine să mă îngrijească. Vorba o lui ea, să nu vie un străin. Căde, suntem de un sânge. Și acolo în București, mai trimite-mi și mie un franc, că dacă nu eram eu să vă învăț de bine, ce făceați? Nu mai pierdeți vremea de pomană, să mai munciți și la secere pentru ei. Auzi tu, când plecați? Nu vrea bou ăla Dănilă, Gamariu. N-au zis ce spusei? Zise Paraschiv scuipând și făcând ca buzele lui să se încalece și să se despletească în fel și chipuri. Ce nebun? Se mânie Guica, oprindu-se surprinsă din împletit. Ci că nu, bă, că acum să plecăm cu cai să lăsăm grâu pe câmp? Ci că nu acum, bă, mai încolo, pe la Sfântă Mărie. Păi și tu, zise Guica, prost ești? De ce n-ai venit cu el încoace? Ia du-te și vin cu el încoace. Ce, e prost? E prost, răspunse Paraschiv scuipând furios. Apoi continuă cu un glas gros care voia să semene cu al lui Nil. Că ce, bă, ce ți-a venit și ție? Plecăm acum, râde lumea de noi. Ăia-i lui Moromete fugiră câtești trei de acasă și-l lăsară pe tată sau singur cu grâu pe câmp. Du-te, mă, du-te, zise Guica fără să mai asculte. Du-te, mă, n-auzi, du-te și vin cu el încoace. Am să-i spun eu ceva și ai să vezi că nu o să mai zică nimic. Nilă însă plecase cu cai la păscut și abia a doua zi spre seară se întâlniră cu tușa lor. Când îi văzu trecându-i pârleazul, Guica se ridică de pe scăunelul din fața bordeiului și le făcu semn să vie după ea înăuntru. Ca de obicei, nepoții își îndoiră cefele să nu se izbească cu fruntea de pragul de sus al ușii, intrară în odaie și se așezară tăcuți pe aceleași scăunele de șchioapă. Se fereau să stea pe pat, care era de totdeauna șubreț și s-ar fi putut rupe cu ei. Guica se așeză pe prag în fața lor, fără să-și lase ciorapul de la gât și începu. Ei, Nilă, păi ce am vorbit noi până acum? Ia ascultă aici la mine. Lui Achim i-a dat drumul la București și dacă nu trimite bani, crezi că tactul e prost? Păi știi ce e în stare să facă? Să se ducă peste el acolo și să nu mai puteți voi face nimic. Tu n-auzi, mă? Paraschiv se uită la Nilă și făcu un semn din mâini care vrea să spună, vezi? Nilă se uită la Paraschiv și dădu din numeri, vrând să spună că nu înțelege nimic. Guica deschise gura să-i dea drumul mai departe, dar Paraschiv o întrerupse. El îi aruncă fratelui o privire de dispreț și parcă mugi. Mai și vorbești! Ce vorbesc, mă, ce vorbesc? Bolborosi Nilă, în felul lui de neînțeles, din care nu puteai să-ți dai seama niciodată dacă protestează, cere explicații sau pur și simplu nu pricepe despre ce e vorba. Cum nu vorbești? Păi nu spui! Reluă și Paraschiv. Ce spun? Cum ce spui? Că lasă, bă, că să mai așteptăm, că râde lumea de noi. Tu auzi ce spune Gamaria? Crezi că tata când o vedea că ăla nu-i mai trimite niciun franc, o să ne aștepte pe noi să vie Sfântă Mărie? Nilă își încreți fruntea lui lată și groasă, o lăsă în jos și nu mai spuse nimic. Dar iarăși nu puteai să știi ce e cu el. Guica vorbi mai departe. Nilă, dacă nu o să rămâneți voi cu buzele umflate, hai, date. Păi voi nu știți ce vorbesc alea? Ce spun pun sat? Că tactul are să-i treacă pe toți pe numele lui și are să-i treacă ălea bătrâne casa și jumătate din locul de casă. Pentru că ești bleg și umpli cu capul între urechi de aia.
Ia verea voastră! Ce ai să te faci tu dacă tactul pune alea la cale și le trece casa? Ai, mă? Ce ai să faci, Nil? Că atunci nu poți să le mai dai afară. Că se duce la secție și vine cu jandarm. Tu auzi ce spun eu? Guica se opri din împletit și se ascuți cu capul spre Nilă. Tu auzi, mă? Repetă ea. E casa voastră, e averea voastră de la biata măta. Și lumea o să fie de partea voastră, că tactul cu nimeni nu se are bine. Nilă asculta în tăcere, cu pleoapele lăsate cu totul peste ochi, ca și când ar fi dormit. Guica continuă. Și atunci ce să mai așteptați? Încălecați într-o noapte pe cai și luați-o spre București. Și când o să vă întoarceți cu bani peste vreun an și o să le dați pe alea afară, lumea o să zică, bine le faci. Au fugit la București din pricina lor? Așa le trebuie, că au vrut să pună mâna pe averea fraților. E averea voastră, Nilă, de câte ori să spun? Guica își trase capul care stătuse întins și înfipt sub ochii lui Nilă, apucă ciorapul din poală și începu să împletească repezit cu mișcări înghiontite. Nu, că lui e rușine de lume, zise Paraschiv când ușa se opri. Nu înțelege că lumea râde de noi, taman d'ăia, că îi lăsăm pe ei să ne mănânce munca. Păi bă, Nilă, lumea zice că suntem noi proști, tu știi asta? Îl informă Paraschiv, având în glas ceva care arăta că în privința asta de mult sunt ei acoperiți de rușini. Nilă însă tăcea mai departe, cu fruntea lui lată și groasă cât degetul a plecat în jos. Nu se știe de ce lucrurile acestea, care păreau foarte limpezi, continuă să fie pentru el tulburi. Paraschiv se uită la el cu dispreț și spuse iar, cu un glas lung, tărăgănat, ca și când l-ar fi strigat de la cine știe ce depărtare. Băi, Nilă, bă, o să te tragă fetele de turul pantalonilor, ca pe Năstase Besensac. Zici și tu că ești flăcău. Eu m-aș fi însurat până acum de 10 ori, dar n-am vrut. Tot pentru voi, pentru tine și Achim, să vă fac oameni. Nilă ridică fruntea, se uită la fratele său și mormăi ca un urs. Faci tu oameni, păi, dar, dă-și, te mai ești. Mă mir că nu te vezi. Nu, că sunt ca tine, să dau în gropi, răspunse Paraschiv pornit. Dacă n-aș fi eu, dacă ar zice tata să tragi la jug, ai trage la jug. Nilă își încreți fruntea și chipul lui mare se aprinse de această jignire. Se întoarse spre Paraschiv și mormăi cu toată puterea, clipind des din ochi și strângând pumnii amenințător. Ce, bă, ce? 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 Ce vrei? Ce? Cexina! Blodogări Paraschiv fără să se închisească. Ia nu vă certați, interveni Guica, ridicându-se de pe prag și căutând ceva între sobă. Ea scoase de acolo o oală cu dude și o puse înaintea nepoților. Nu vă certați ca proști, ce v-a apucat? Paraschive, tu ești mai mare, ce vorbă e aia? De ce râzi de el? Parcă tu ești mai breaz. Să te duci acolo la București să te întorci, să te însori, să faci copii. Atunci să te vedem. Hai, luați niște dude de-astea și nu vă mai certați. Cei doi începură să bage mâinile în oală și să mănânce din ea în tăcere. Guica se așezase la loc pe prag și bestecăia la ciorap. După puțin timp, trase un fir lung din ghemul negru de lână și spuse: Hai, mă, ce faceți? Că trebuie să plămădesc, să vă fac niște pâini. Am și eu câteva ciurele de făină pentru zile mari. Să vă fac să aveți pe drum. Înțelegeți-vă mai repede. Ce să ne mai înțelegem? Zise Paraschiv ridicându-se. Gat, plecăm. Și cai? Îi luăm cu noi, răspunse Paraschiv hotărât. Cu ei câștigăm mai mult decât cu oile. Altfel, de ce dracu mai plecăm? Cum mă să furăm cai lui tata? Tresări Nilă cu un glas din care se vedea că acest gând nu îi zbutea cu niciun chip să-și facă loc în capul lui. Păi nu sunt caii voștri, Nilă? N-ați muncit voi anul trecut și ați plătit 5.000 la bancă? Cu ce v-ați ales voi din 20.000 pe care le-am împrumutat taicătu? Nu și-a făcut alea covoare de pe urma oilor? Sunt cai voștri, tu nu vezi ce naiba tot vorbești. Ia vezi că acum mă supăr pe tine. Păi vorbește și el ca să nu tac, zise Paraschiv, mereu furios de împotrivirea lui Nilă. El se sculă în picioare și continuă hotărât să termine cu atâta vorbă. Ascultă, Nilă, eu încalec și plec și te las ca pe un prost aici. Mie să-mi spui verde, te întreb. Mergi sau nu cu mine? De un an de zile de când vorbim. Mergem, mergem, mergem.
Și acum faci pe... Că râde lumea, că jurăm, că bă, să mai așteptăm. Ce să mai aștepți? Nu mai aștept, am așteptat destul. De pornice era, Paraschiv uită și se așeză pe patul Tușei, care îndată început să trosnească și să pârie. Guica țipă la el. Du-te, mă, naibii, că-mi rup patul! Paraschiv sări în sus. Supărat, el puse mâna pe umărul lui Nilă și îl mișcă, parcă l-ar fi sculat din somn. Nilă, mergi, mă, sau nu mergi? Nilă tresări și deodată sări în picioare. Merg, mă, merg, ce tot mă îțeni? N-auzi că merg, nu ți-am spus că mergem? Păi vorbește! Ce să vorbesc? Mormăi Nilă, de asta dată cu un glas slab, fricos, ca și când i-ar fi părut rău că spuse că merge. Continuă. Să mergem odată, ce tot mai vorbim atât? Și dacă se întâmplă ceva? Dacă se întâmplă ceva, eu răspund. Aproape că strigă Paraschiv. Capitolul 5. După ce se luaseră, Birica și Polina continuau să se uite unul la altul ca și când ar fi fost singuri pe pământ. Zadarnic încercau Polina să stea mai mult prin casă cu soacra și cumnatele, iar Birica prin curte cu frații și tatăl. Se strigau pentru lucruri de nimic și dacă se stăpâneau să nu fie mereu unul lângă altul, nu se puteau împiedica să nu-și audă glasurile. Se auzea glasul ei sau lui spunând, nu se știe ce, se oprea pentru o clipă și bătaia inimii se iuțea. Dar dacă durerea trebuie stăpânită, fiindcă îndurerează și pe alții, bucuria prea mare trebuie și ea stăpânită, fiindcă poate fi rău înțeleasă. Într-o zi mama spuse o vorbă Polinei, închipuindu-și că îi face mai bine dacă îi amintește că traiul ei aici o să fie rău dacă nu se împacă cu a ei. Erau la masă. Polina nu luă din ciorbă decât de vreo două ori și lăsă lingura pe masă. Era o ciorbă de verdețuri, nici mai bună, nici mai rea ca în alte zile, dar mama soacră nu se uită la chipul Norei să vadă că, de fapt, ei nu i-ar dea azi de mâncare la fel cum nu îi prea arsese nici până acum de când venise aici. Socotică ciorba e de bine. E fără un de lemn, spuse ea. Trebuie să păstrăm un de lemnul pentru secere. Și în loc să se oprească aici, se pomeniră cu toții auzind pentru întâia oară niște cuvinte cam nepotrivite și supărătoare. Noi suntem învățați, maică, să mai mâncăm și fără un de lemn. Nepotrivite și supărătoare cuvinte, dar adevărate. Și de aceea, clipa care urma după rostirea lor nu fu alungată de nimeni. Polina se făcu roșie și, deodată, cu totul pe neașteptate pentru ei, ea rosti cu o veselie înțepată și necruțătoare. Ba eu, mamă, nu sunt învățată să mănânc fără un de lemn. N-am de gând să înghit ceea ce nu se cuvine, însemnau, de fapt, cuvintele ei. Și nouă ne-ar plăcea, dar ce să facem? Rosti mama soacră între două porniri, frică să nu iasă ceva urât, dorință să nu ocolească ceea ce trebuia în cele din urmă spus pe față. Dar Birică tatăl se închisi mai puțin. Se întoarse spre noră și aruncă cu nepăsare. Ba o să mănânci, că n-ai să ai încotro. Nemâncată nu stau, răspunse Polina cu veselie eșuierată. Lasă, maică, o să vă aranjați și voi, rosti mama. O să vă împăcați cu al de tactul și o să vă duceți și acolo, că aici e greu de trăit. Suntem mulți și... Nu spuse mai mult. Se făcu tăcere. Ce înseamnă asta? Așadar, în timp ce ea și Birică nici nu știau ce mâncau, amețiți de marea lor bucurie, aici exista nemulțumire, gânduri grăbite să-i împovăreze cu grija traiului. Polina nu mai zise nimic, se ridică de la masă și intră în odaie. Birică se posomoruse și mânca în tăcere. El socotea ieșirea soției lui la fel de nepotrivită ca și cuvintele mamei. Era însă limpede că bucuria familiei trecuse de mult și că ei doi băgau de seamă acest lucru abia acum. Ce e cu tine, mamă? Spuse el supărat. Ce să fie? Rosti tatăl numai decât. Spune și ea ce este, sau nu e așa? Întrebă el cu nepăsare. În clipa aceea, în casă, Polina izbucnise în plâns. Birică tresării se făcu galben la față. El rămase cu lingura într-o mână și cu bucata de mămăligă într-alta,
ascultând înfiorat, zguduit. Pe chipul lui se așternea încet o expresie rece, străină de familie, care nu fu observată de ceilalți. Lăsă lingura și mămăliga pe masă, se ridică și se duse la soția lui. Hai, taci din gură, o ocroti el. Ce-ți pasă ție de mama? Numai dacă-ți fac eu ceva, atunci să plângi. Hai, își înmuie el glasul. Hai, uită-te la mine, uită-te în ochii mei, însemna acest hai. Cum poți să plângi când eu sunt cu tine, când amândoi știm ceva care nu știe nimeni? Hai, Paulino, o mângâie el cu numele ei întreg, turburat de plânsul ei, care întocmai ca și bucuria creștea din el însuși copleșitor. Hai, tu taci, las. Numai dacă eu... Dar Polina, cum stătea pe pat cu capul lăsat pe coate și coatele pe genunchi, se răsuci fără să se ridice și își puse fața odă pe piciorul lui. Înfiorat, el îi apucă fața cu palmele lui aspre și sub palme simți gura fierbinte cum plânge și vorbește. Destule vorbe urâte am auzit în cas. Am crezut că dacă m-am mărit o să scap. Toată ziua și toată noaptea numai bani și pământ, bani și pământ! Polina aproape că striga și era limpede că o spunea pentru cei din tindă, într-adevăr. Aceștia încetaseră să mai mănânce și ascultau. Am fugit de acasă numai să nu mai aud cum vă bateți joc. Am fugit de acasă numai să nu mai aud și acum vă bateți joc de mine că nu sunt învățată să mănânc fără un de lemn. Am fost și o fată pe lumea asta. Trebuie să mă ferești și să strâng din dinți și acum... De ce a trebuit să strângi din dinți? O întrerupse birică tatăl din tind. Hei, tată! Protestară într-un glas fetele și mama. Pentru că alte fete se mărită cu nuntă și cu lăutari, răspunse Polina plângând. Dar dacă e vorba pe așa, am să plec chiar acum, dacă soacra nu mă lasă nici măcar să răsuflu. Birică, hai cu mine! Întindă, mama se ridică speriată de la masă și trecu pragul odăii. Polino, tu de ce poate super și plângi? Că n-am zis ce ți se pare ție. Am zis și o vorbă, oi fi greșit. Dar vorbește lumea prin sat, maică, și voi nu știți nimic. Tatăl zice ca nu cumva să ne prindă să venim peste el cu păcăciunea, că ne dă afară și ne face de râsul lumii. E pus pe dușmănie contra lui Birică și ne-am gândit și noi că tu, Polinu, trebuie să te duci pe acasă să le spui că nu așa de frumos să ne dușmănească degeaba. Dacă vrea să-ți dea ceva, bine, dacă nu, lasă-l să-i rămână lui să se sature de pământ. Dar ne pare rău și nouă când auzim ce spune la lume. Barim să tacă din gură. Adineori spusei vorba aia cu dusul al de tactău, fiindcă așa ar fi stat bine, ne-am fi bucurat și noi să-ți dea tatu dreptul tău și să vă ajute până vă faceți o casă. Dar Doamne păzește dacă am vrut să spun ceva rău, fiindcă noi ne-am gândit, dacă se însura Birică cu aldeleana lui Floricel, care n-are decât o jumătate de pogăm de pământ, ce făceam? Nu tot trebuia să stea aici cu ea? Te-a luat pe tine, eh? Și dacă nu o să-ți dea tactul nimic, ce? Uite, sunt fetele astea ei și frații ăștia, să spună ei dacă se gândește cineva de rău la tine. Atâta zicem și noi, să tacă din gura al de tactul și să nu ne mai înjure, fiindcă fetele astea s-au făcut și ele mari și altă zestre decât că sunt vrednice și cinstite n-au. De ce să-și bată Tudor Bălosul joc de ele? De-aia eram supărați, că altfel, maică... Mama se opri. Era foarte îndurerată și când sfârșit de vorbit se așeză pe pat și oftă. Privirea ei se lărgi și rămase nemișcată într-o contemplație liniștită a durerii. Asta era tot. Nimic altceva nu mai avea cu Polina. Fetele intraseră în casă și tăceau, adeverind prin asta spusele mamei. Numai Birică tatăl părea să mai aibă ceva de spus. Pe de altă parte, atmosfera aceasta o surprinsese atât de mult pe Polina, încât ea nu zise multă vreme nimic. Se uita mereu când la mama soacră, când la cumnate, și pe fiecare clipă care trecea, o ciudată licărire creștea în privirea ei. Întâi se îndreptase pe pat, apoi se îndepărtase puțin de bărbatul ei. Urmele plânsului se șterseră treptat, apoi un zâmbet ascuns, cu neputință de ghici ce însemna,
se ivise pe buzele ei. Se cunoștea totuși că nu se îndoiește de adevărul celor auzite, că o crede pe soacră și pe cumnate și le dă întru totul dreptate. Dar zâmbetul acela parcă își bătea puțin joc de ei, parcă râdea de nevinovăția lor. Păi bine, Birică, tu de ce nu mi-ai spus? Se întoarse ea după o vreme spre bărbatul ei. Ia hai cu mine la tată. Hai chiar acum cu mine, repetă ea și se dezbrobodi și îmbrobodi cu o singură mișcare. Se sculă de pe pat și rămase în picioare liniștită și hotărâtă. Vezi să nu te întorci plângând, spuse Birică tatăl batjocoritor. Se pare că el știa ceva mai mult decât toți despre Tudor Bălos. Nu acum, Apolinu, spuse mama cu îndoială. Mai lasă-l pe al de tatu să mă gândească să mai... De 20 de ani de când m-a făcut, a avut timp destul să se gândească, spuse ea uimindu-i pe toți cu acest răspuns. Hai, Birică! Nu striga la mine, fă, murmură Birică, scuturându-se parcă. Tânăra lui nevastă era de nerecunoscut, se uita la ea uimit și părea să nu priceapă ce vrea de la el. Polina deschise ușa de perete și o lăsă larg deschisă. I se auziră pașii apăsați străbătând bătătura. Birică se ridică de pe pat și se luă după ea. Abia o ajunse din urmă, atât de repede și mânioasă, se îndrepta nevasta lui după măritiș să dea ochii cu părinții. Capitolul 6. În seara și în zilele următoare, după ce fugise cu Birică, mama ei plânsese și încercase să o trimită pe fata cea mai mică, Rafira, cu câteva lucruri de ale Polinei, dar Rafirica, deși avea numai 10 ani, în loc să o asculte pe maică sa, se apucase să-i spună lui Victor. Tudor Bălos o aflase și o amenințase pe muiera lui cu bătaia. Dar așa slabă cum era, Aristița îndrăznise să se împotrivească. Tu ai făcut-o de râs, strigase ea plângând. Parcă ți-a păsat ție vreodată de noi. Proastă să fie Polina să-ți mai spună în viața ei, tată. Și dacă nu mai îmi spune ce? Rostise Tudor Bălosul, îngrozind-o pe muiere cu acest răspuns. Lasă că o să-mi spună ea, n-avea griji. N-are să treacă nici o săptămână și ai să vezi cum intră pe poartă cu împăcăciune. Are nevoie de pământ. Și dacă are, nu e dreptul ei? Ea singura a muncit, cât voi toți. Nu ți-e frică să nu te ia lumea la ochi? De ce să mă ia lumea la ochi? Că i-am vrut binele. Ce are băiatul lui Stancotelici? O să trăiască cu alubirică din cântat? Treaba ei, eu nu-i dau nicio brazdă. Băiat cu atâta pământ și fuge de el. Ce are fă băiatul lui Stancotelici? Are pe dracu, strigase Aristița înfuriat. Dacă nu-i place, vrei tu să-i bași pe gât? Nici nu-mi trece prin cap, răspunse Tudor Bălosul nepăsător. Dar dacă făcea cum am spus eu, era ferice de ea. N-a vrut să-l ia pe al lui Stancotelici? Foarte bine. Dar de ce s-a apucat să se ducă după al lui Birică? Altul mai bun nu găsea? Se certaseră până târziu, fără folos. Tudor Bălosul era mereu nepăsător la rugămințile femeii, care spunea să se ducă acasă la Birică și să se împace cu fata. Tudor Bălosul nu numai că nu-și cunoștea bine fata, dar nici măcar nu bănuia ce se petrecuse cu ea după măritiș. Când o văzu pe Polina intrând pe poartă cu Birică, de uimire, ochiul care nu îi se deschidea bine, de asta dată îi se deschise cât o ceapă. Polina intră în curte cu o înfățișare și niște pași care nu semănau deloc cu ai Polinei pe care o știau ei, sfioasă și supusă, cam încăpățânată în sfioșenie ei ascunsă, dar totdeauna ascultătoare. Pe drum, Polina se sfătuise cu bărbatul ei. Spre uimirea acestuia, ea spusese că are dreptate mama soacră, trebuie negreșit să se împace cu părinții. Cum o să poată trăi fără zestrea ei? Nici să nu se gândească, nici să nu-i treacă prin cap. Unde o să stea? Așadar se vor împăca și vor sta la părinții ei, vor munci împreună un an, doi, și în acest timp vor strânge să-și facă o casă. Așa face toată lumea. Toate acestea are să le spună el. Pe urmă să taci din gură și să mă lași pe mine, că o să mă înțeleg eu cu ei, încheia se ea.
Despre faptul că Tudor Bolosu făcea de râs în sat familia bărbatului ei, fapt care o nemulțumise atât de mult pe mama soacră și pe cumnate, nu mai putea fi vorba, de vreme ce scopul lor era împăcăciune. Birica se cam supărase de sfaturile acestea, dar în cele din urmă convenise. Era încă nedumerit de schimbarea ei, parcă neașteptat. Tudor Bălosu îi văzut dinăuntru intrând în curte și, fără să știe pentru ce, închise fereastra care era deschisă și deschise ușa din tindă. Aristița aprindea focul în vatră și se pregătea să lucreze la mașină niște rochi. "Vezi că vine Polina școală," îi spuse Victor Bălosu mamei, trecând și el pragul și intrând în casă. Tot atunci, Polina și Birică urcară scara prispei. Ajunși în tindă, fata se opri, se uită la mama ei care se îmbrobodea zăpăcită și spuse simplu, dar cu ceva nou, parcă străin în glas. "Bună ziua, mamă!" "Bine v-am găsit," spuse și Birică încet. "Bine ați venit," răspunse Aristița, luând-o înaintea lor în casă și uitându-se îngrijorată dacă nu era ceva aruncat în dezordine peste paturi. Cei doi intrară în odaie și dădură și acolo bună ziua. Tudor Bălosu răspunse limpede bună ziua și-și aruncă privirea cercetător spre fică, dar Polina parcă nu-l luă în seamă. Se așeză pe pat și-și strânse mai bine bazmaua sub bărbie. Pe nesimțite, în tăcere, Tudor Bolosu, Aristița și Victor se apropiară de celălalt pat și se așezară pe rând, așteptând. Polina se uită la bărbatul ei. Acesta se posomorâ și întoarse privirea parcă furios, începu să vorbească limpede și încet, simplu, parcă s-ar fi cunoscut și ar fi trăit împreună cu ceilalți de multă vreme. "Îmi pare rău, nea Tudore, că ne-am certat." Flăcăul se opri câteva clipe, timp în care Victor se așeză mai bine pe pat. Dar Tudor Bălosu nu luă în seamă părerea de rău a ginerelui, care trebuia să fie începutul împăcării. "Ce vreți, mă, voi? Ce căutați aici?" întrebă el brutal. "Tudore, taci din gură!" sări Aristița speriat. "Stai, că eu n-am chef nici de ceartă, nici de discuție," răspunse el liniștit și continuă spre cei doi, mai mult spre Birică, despre care credea că pusese la cale venirea la el în casă. "Ce e, Birică, ce cauți aici? În seara când ai furat-o pe proasta asta, eu am venit la tată tău și i-am spus, ce mai vrei? Sau unde te-am lăsat să intri pe poartă, crezi că am să mă tocmesc cu tine?" "Nea Tudore, n-am să spun decât câteva vorbe și ne duce." "Nici eu n-am chef să mă tocmesc cu dumneata. Eu cred că ar fi bine să ne înțelegem ca oamenii. Am un singur pogon de pământ, mare și lat. Pământul Polinei... Dar nu e vorba acum de pământ, fiindcă... Polina spune că să stăm la dumneavoastră un an sau doi până ne facem noi. Dumneavoastră aveți 3 odăi și muncim cu toți. De ce să ne certăm? Dacă vreți bine, dacă nu, treaba dumneavoastră, noi ne-am luat și o să ne descurcăm noi." Victor Bălosu rânji din patul lui și se mișcă în el într-un fel care făcea să se vadă că ceea ce auzise îi plăcea mult, îl înveselea. Birică băgă de seamă și chipul i se aprinse. Se ridică în picioare, gata să plece, dar Polina se prinse în aceeași clipă de umărul lui. "Unde te duci? Stai că merg și eu." "Da, stai," zise Tudor Bălosu baciocoritor. "Da, să mai stea," răspunse Polina rece. Apoi, la fel de rece și liniștit, continuă. "Și tu, Victore, ce rânjești acolo în pat? Nu ți-e rușine?" Victor Bolosu, Aristița și Tudor Bolosu făcură ochi mari. "Polino, ce-i cu tine?" zise Aristița abia șoptit. "Ia spune, tată," continuă fata fără să răspund. "Ce zici de ce a zis Birică?" Întrebarea aceasta liniștită i se păru tatălui obraznică. Se înfurie. "Vezi să nu te ia cu de moațe și să te saturi de măritat," spuse el așezându-se la locul lui. "Atunci nu vrei să stau aici cu Birică?" întrebă Polina iarăși, uitându-se la el deschis. "Ia, spune, Polino, vrei să o iei pe coajă?" spuse tatăl amenințător.
Acum te iau de mână și te dau afară. Ai fugit cu ăsta ca o proastă, te-ai dus în crila lor de copii, că altul mai bun nu găseai. Nu, altul mai bun nu găseam, răspunse Polina limpede. Ăsta mi-a plăcut mie. Și de ce zici că nu ne lași aici? Spune ca să știm și noi. Drept răspuns, Tudor Bălosu se ridică de pe pat și spuse încet și scrâșnit. Bă, ia ieșiți afară de aici! Ieșiți afară până nu ați mut câinii pe voi. Aristița sări și se puse în față. Tudore, ne aude lumea, râde lumea. Ia lasă-l, mamă, spuse Polina apăsat. Se ridică în picioare înaintea tatălui. Să azmuți câinii pe mine? Întrebă ea, mușcându-și adânc buzele aprinsă la față. Să azmuți câinele? N-ajunge cât am îndurat aici, cât am muncit. Ia stai tu nițel, tată, să vorbește aici cu mine. Strigă ea cu un glas tăios și înalt. Se rupse din fața tatălui, merse spre ușa odăii care rămăsese deschisă și o trânti cu putere. Se întoarse apoi spre mama ei. Iar tu, mamă, să nu te amesteci, că nu ești bună de nimic. Ai rămas oarbă de când lucrezi la mașină, să le dai lor 1.000 de lei. Și de săptămâni de zile de când mă omoară să mă mări cu stancotelici, tu n-ai spus nimic. Iar acum m-ai lăsat să mă fac de râsul lumii. De asta dată, Tudor Bălosul se năpusti spre ea și vrut să o apuce de mâini și să o dea afară. Birica și Victor săriră de pe pat. Polina se smulse din mâinile tatălui și țipă. Ia mâna de pe mine! Tudor Bălosu încremeni cu ghearele în aer. Fata îl fulgera cu niște priviri a căror ură ardea în ele ca o flacără. Să nu dai în mine, că-ți scot ochii! Rosti Polina cu un glas șuierător. Polino! Țipă Aristița. Ai nebunit? În clipa aceea, Victor sări între ei, deschise ușa și spuse tare și disprețuitor spre Birică. Ia ieși mă afară de aici! Ia ieși-ți afară de aici! Birică îl privi mognit, mestecându-și fălcile. Nu se mișcă. Victor Bolosu se apropie de el și îl apucă de flanela lui cârpită în coate. Spuse cu același dispreț. Ieși-ți, bă, afară! Acest glas îngânfat îl făcu pe Birică să-și smucească mâna cu putere și să se dea îndărăt gata să-i sară în cap. Polina l-apucă liniștită pe fratele ei de gulerul hainei și când acesta se întoarse cu fața, ea-i cârpi o palmă atât de năprasnică încât Victor se clătină. Când își reveni și se repezi spre Polina, Birică ieși atunci înainte și într-o clipă se încleștară unul cu mâinile în gâtul celuilalt. Tudore, sai că se omoară!" strigă Aristița înăbușit. Mama și fiica și Tudor Bălosu săriră și începură să izbească în mâinile lor încleștate. Odată despărțiți, cei doi se priviră cu ură, mult timp, gâfâind. Victor Bălosu parcă uitase de palma dată de sora lui. Abia într-un târziu își aminti și se repezi pe negândite spre ea, dar Aristița ieși înainte. Dai în mine, hă? Polino, dai în mine!" gâfâi el. Dau în tine!" răspunse ea tremurând. Măgarule, ai și tu o soră care se mărită și strigi la ea să iasă afară! Porcule, ai un obraz de porc! Mă mir că nu-ți pleznește!" Victor Bălosu sări iar de la locul lui și de asta dat o luă spre ușă să iasă afară. Bănuind ceva rău, Aristița țipă. Victor, stai aici, Victore! Stai aici! Stai aici! Tudor Bălosu sări și el și l-apucă pe fiul de umeri. Ia, stai mă la locul tău! Stai să le spun eu încă o dată! Să nu zică pe urmă lumea că a venit fata la mine și a îngonit-o! Capitolul 7. Se făcu un timp o tăcere grea. Se așezară iarăși pe paturi, cei doi singuri într-o parte, iar ceilalți pe celălalt pat. Tudor Bălosul rupse tăcerea cu un glas schimbat, din care înfumurarea de tată pierise. Va să zică, Polino, abia te-ai măritat și ți-a și sărit țandăra. Te-au pus ai lui Birică la cale. Vii să-mi bași ghearele în ochi? Aș putea să ies afară și să-mi văd de treburi, dar mă gândesc la ce ai să tragi când te-or pune ai lui Birică la muncă. Acolo să vezi muncă, nu ca acasă.
Ai muncit și acasă, nimeni nu zice. Dar taman de-aia ar fi trebuit să nu-ți iei lumea în cap. Dacă ar face toate fetele ca tine, ar fi un balamuc în tot satul. Așa că vezi, îți spun încă o dată, pentru ultima oară, cu frumosul, să te întorci. Îmi spui cu frumosul, dar sări cu pumnul la mine? Spuse Polina limpede, uitându-se drept în ochii lui. Tudor Bălosu înghiți greu. Nu vrei să taci din gură, cauți ceartă? Zise el. Să vorbești ca lumea și să nu mă minți. Niciodată nu te-ai uitat la mine ca la o fată. Tot cu Victor. Victor în sus, Victor la deal. Numai eu am muncit și ai crezut că sunt proastă? Am să înghit mereu și o să mă mări cu cine vreți voi. E, acum te-ai făcut deșteaptă, măgăreață. Nu ți-e rușine să vorbești așa cu tata? Spuse Victor. Nu mai pot de rușine, răspunse Polina baciocoritor. Uite unde s-a adunat rușinea, la al de tata și la domnul voiajor. N-am știut eu ce zace în tine că te învățam eu minte, răspunse Victor clocotind. Poți să zici că cu vorbele astea pe care le-ai spus acum, te-ai spălat pe bodiun, frate. Păi da, că mama nu putea să facă și ea un limbric lângă un gard, în loc să-mi facă un frate ca tine. Era de o răutate care adâncea și nu apropia groapa care se căscase între ei. Birică nu mai pricepea cum o să se mai împace soția lui cu părinții după toate acestea. Nimeni însă nu mai îndrăznea să o amenințe pe Polina. Uite, Polin, una și cu una face două, rosti Bolosu. Eu cu atât am de spus. Ai fugit de acasă, te-am sfătuit să te întorci, nu vrei, gata. Acum n-ai ce mai căuta în dărât. Am terminat socoteala. Se făcu tăcere. Polina își rezemă un cot în genunchi și apoi își rezemă bărbia în podul palmei. Așa crezi tu? Răspunse ea neturburat. Așa are să fie, apăsă Bolosu. Polina repetă. Așa crezi tu. Așa cred eu, așa este, am terminat. Ce mai atâta vorbă? Zise Tudor Bălosu, gata să-și piardă din nou răbdarea. Nu, nu, îl preveni Polina, aproape veselă. Trebuie să înțeleg și eu. Va să zică, de ce zici că nu vrei să stăm amândoi în odaia de dincoace până ne facem noi casă? Tudore, lasă-i mă să stea, îndrăzni Aristița încet. Birică e băiat muncitor, ce aveți cu el? Așa face toată lumea. Era de necrezut, mama se dăduse deschis de partea fetei. Tudor Bolos o fulgeră cu ochii, dar Polina nu îl slăbi. Nu te mai uita așa la mama, hai să ne las să stăm aici. Voi amândoi să stați cu mine? Se miră Bolosul. Poate dacă mor eu și băiatul ăsta, atunci da. Polina se uită spre fratele ei și, ce lucru de neînțeles, glasul îi se făcu mai cald, așa ca al unei surioare mai mici. Victore, nici tu nu vrei să mă las să stau aici? Dar ce e casa mea? Răspunse Victor colțos, dar zăpăcit totuși de rugămintea ei. Ce mă întreb pe mine? Se scutură el. Din partea mea, n-ai decât să stai. Da, se vede, spuse Polina cu părere de rău. Apoi, ridicându-se pe neașteptate de pe pat. Hai, Birică! Se întoarse spre toți ai casei. Zi, mă goniți? Bine, mă goniți voi, dar să nu credeți că eu sunt proasta aia. Nu scăpați voi de mine, câtă viață o-ți avea! Deschise ușa înainte și ieși afară fără să dea bună ziua sau să mai spună vreun cuvânt. Birică mergea în urma ei cu fălcile încleștate. Când ieșiră în poartă, tânărul mârâi supărat. Fă, tu ești nebună! Se opriră în drum în fața casei. Polina întârzia, parcă ar fi vrut să se întoarcă în dărăt să mai spună nu se știe ce. Haide, o îndemnă bărbatul mohorât, fără să se uite la ea. Nu merg. Ce? Se miră Birică și se uită la ea. Avea înfățișarea ascunsă, ca pe vremea când era fată. Îl fulgeră un gând pe care îl și rosti. Polino, mă lași? Ea nu răspunse și nu se mișcă. Se uita înțepenită nicăieri. Nu merg. Unde vrei să merg? Unde să dormim la iarnă? În coșar? În trențe pe jos?
Aceste cuvinte îl înspăimântară pe Biric. Se făcu alb ca varul. Da, șopti el copleșit. Bine, Polin, atunci rămâi la ai tăi. Du-te atunci, șopti el într-un târziu și de asta dată își înălță fruntea. Văzuți de departe, nimeni n-ar fi putut să-și dea seama ce se întâmplă între ei. Birică nu mai putu îndura și se îndepărtă încet. Lumea care se uita putea crede că s-au înțeles să rămână la bolos. Altfel s-ar fi certat și înjurat cu glas tare, așa cum se întâmplă cu cei mai mulți când nu se înțelegeau. De aceea, când Polina îl chemă din urmă pe Birică, chemarea nu miră pe nimeni. Birică se opri, se întoarse și o așteptă. Privirea lui ardea și dacă n-ar fi fost în drum, ar fi lovit-o în tocmai ca atunci sub dudul moromeților. Din nou ea îl făcea să se teamă că ar putea o pierde. Își aminti însă privirea și răspunsul ei de atunci și deodată înțelese că nu pentru a-l chinui zadarnic se purta ea așa. Ah, ce nație de femeie, gândi el. De rămas la ei nu vrea, dar nici cu mine nu merge. Hai, Polino, șopti el mohorât. Hai, nu te speria, ca să fie ea dracului de casă cu două etaje o fac, dacă e vorba că din pricina casei. Și o luă înainte îndărjit. Polina merse de asta dată în urma lui, ca orice nevastă supusă bărbatului. Birica mai întoarse odată capul spre casa lui Bolosu și îl văzu pe acesta de după geamul urmărind ceea ce se petrecea la poartă. Mama ta, amenință Birica. Ai crezut că dacă nu-i dai zestre, am să ți-o las? Birică? Întrebă Polina din urmă. Cu ce zici că ai să faci casă? Și fiindcă el întârzie cu răspunsul, ea adăugă. Să știi că mie nu-mi place cu două etaje. Era veselă, râdea de el, dar el nu se supără. Începuse să o înțeleagă. Firea ei era așa că vroia să trăiască în voie și bărbatul să nu-i pună pe umeri nicio povară. Doar de aceea îl luase pe el și nu pe altul și de aceea fugise de la părinți. Dar ce era de făcut? De unde să facă rost de bani pentru casă? Ea glumea, dar dacă până la toamnă frații și surorile lui mai puteau dormi pe prispă, când s-o face frig vor trebui să intre înăuntru și atunci unde are să o culce pe Polin? Ce are să se întâmple între ei dacă nu mai avea unde să stea? Pentru că, oricât de ciudat părea lucrul ăsta, ciudat mai ales fiindcă nu-și dăduse deloc seama de el până acum, pur și simplu n-avea unde să stea cu ea. Capitolul 8. Astfel se întâmplă că, în scurtă vreme de la însurătoare, bucuria lui Birică se făcu dureroasă. Gândul că s-ar putea să-l apuce toamna fără casă îl neliniștea atât de mult încât, fără să se mai sfătuiască cu familia, se hotărâ să facă rost de bani numai în singurul fel în care putea să facă atât de repede, și anume să vândă de îndată jumătatea din pogonul lui de pământ. Se gândi câteva zile în șir. Îi trebuiau cel puțin 3.000 de lei dacă voia să-și facă o casă ca să nu fie bordei. Și numai o astfel de casă îi trebuia, altfel toată lumea ar fi zis că iată ce rău a ajuns Polina trăind cu el. Dar de unde să ia 3.000 de lei? Și apoi, cum avea el să trăiască cu o jumătate de pogon de pământ, când alții cu un lot întreg abia se țineau? Dar această întrebare din urmă nu-l tulbură pe Birică. Înainte de orice trebuia să-și ridice casă și încă una frumoasă, așa cum pe drept merita o nevastă ca a lui. După aceea avea să vadă. Luând această hotărâre, el se grăbi să anunțe familia. Gata, de mâine încolo, cine vrea să mă ajute să fac casă, să meargă cu mine în vale la Văgăun să facem cărămizi. Erau tot așa la masă, a treia sau a patra zi de când făcuseră încercarea de împăciuire. Polina nu se arătă deloc surprinsă,
Dar Birică, tatăl și ceilalți încetară o clipă să mai mănânce și se uitară la el bănuitori. Să faci cărămiși și să le lași acolo să dea zăpada peste ele sau de ce? Se miră tatăl. Nu, ci să ridic casă cu ele, răspunse fiul. Aha, exclamă Birică tatăl dumirit. Uitasem că acolo în vale la Văgăun, după ce sap și termin cu cărămizile, găsești la fund și niște bani. Asta mă privește pe mine, zise Birică închis în sine. Dar tatăl socotii, uitându-se la el, că n-avea el ce să închidă în sine, și o întoarse cu nepăsare. Te-o fi privind? Zise. Mai bine dă flanela aia mătii să o cârpească în coate, că atârnă jurăbiile pe tine, adăugă măsurându-l de sus până jos. Polina, care n-avea nimic rupt pe ea, se simți iarăși atinsă ca și data trecută cu un de lemn. Ce să o mai cărpească? Trebuie altă flanelă, zise ea. După aceste cuvinte, tânăra nevastă văzu multe perechi de ochi îndreptându-se scurt și în tăcere asupra ei. O fi trebuind? Mormăi Birică tatăl, sorbind încet din strachina cu verdețuri din mijlocul mesei. Ce tot dondănești din gura aia? Interveni atunci mama soacră, uitându-se cu simpatie la nor. Așa este, îi trebuie flanelă că s-a însurat și a intrat și el în rândul oamenilor. Tatăl prinse cu privirea mulțimea de copii de la masă și așteptă câteva clipe ca să fie înțeles de ce se uită. Cei doi gemeni aveau pe ei doar niște închipuiri de cămăși, iar fetele... O să tundem câinele și o să ne facem flanele, zise el. Parcă noi o să ne luăm după tine, răspunse mama. Știa și ea că tatăl avea dreptate, dar dacă nu era lână pentru flanele, parim să fie o vorbă bună. Trecu deci cu bine această clipă grea pentru Birică. Nu-l întrebă nimeni de unde avea să ia bani și el înțelese că la urma urmei, într-adevăr, acest lucru îl privea numai pe el. Umbla prin curte fluierând și cântând. Puse mâna pe secure și se duse în grădină să taie salcâmi pentru tălpici. Polina stătea lângă el și l-asculta cum cântă, parcă amețită, cu ochii închiși și cu mâinile încrucișate pe sâni. Din când în când el se oprea din cântat și arăta cu mână. Dărâmăm cotețul, în partea asta o facem, cu fața încolo. Și începea iar să cânte și să izbească în salcâm cu securea. Era așa de vesel încât își amesteca glasul cu loviturile de secure, în așa fel încât frații lui mai mici, care se așezaseră puțin mai la vale, se tăvăleau pe iarbă cu burțile lor goale și râdeau. Și cu ce zici că o să cumperi metrii cu Birică? Întrebă tatăl din poarta grădinii. Adică metri cub de lemn de construcție, podele, uși, ferestre. Dar Birică și Polina nu mai erau singuri. Apăruseră din fundul grădinilor câteva fete atrase de glasul cunoscut al vecinului și Birică nu mai putu să răspundă. Ce are să mai cânte Birică la nuntă? Se minună una dintre fete, apropiindu-se și așezându-se jos lângă Polina. Birică, ia cântă tu, vai de copilul străin, că vreau să-l învăț și eu, zise alta care se apropia încet, cu fruntea într-o cusătură. Dar a doua zi, când Birică puse cai la ham să se ducă la Văgăuni, tatăl îl opri. Salcâmii ca salcâmii, zise el, sunt verzi și până se usucă trebuie să-i tai din vreme, dar nu pune tu copiii să muncească degeaba la cărămizi. De ce? De aia, fiindcă nu te aranjează. Bine, o să mă duc singur. Du-te singur dacă n-ai ce face. De ce n-am ce face? Fiindcă te-am mai întrebat și ieri, de unde faci tu rost de bani? Păi nu-i spuneai că îi găsesc la Văgăuni? Aha, uitasem. Du-te! Îl îndemnă tatăl binevoitor. Ileano, Gheorghițo, strigă el. Hai, duceți-vă cu Birică și ajutați-l. Fetele chiar se urcaseră în căruță. Ele erau acum vesele pentru ele însele. De când fratele se însurase, nu prea le mai păsa de el. Dar de ajutat, cu brațele lor vânjoase, puteau să-l ajute. Adevărat, nene, de unde faci rost de bani? Întrebă cea mai mare când se dădură jos la Văgăuni. Polina se uită țintă la bărbatul ei
și Birică citi în privirile ei aceeași întrebare. Prefăcându-se vesel, el le spuse care să vândă jumătate de pogon din partea lui de pământ. La auzul acestei vești, pe chipul surorilor apăru expresie rece. Nu vă speriați, îl cumpăr la loc după ce îmi fac casă, zise Birică, dar tăcerea străină a surorilor îl tulbură și îl supără ca niciodată. Începu să strige. Ce vă uitați așa la mine? Ia aduceți-vă de aici și lăsați-mă și voi în pace. Vă uitați la mine parcă cine știe ce v-am făcut. E pogonul meu de pământ și fac ce vreau cu el. Nu știți decât să stați cu ochii pe om și să-l păziți. Aia nu, ailaltă nu, așa nu. Apucă târnă copul și începu să izbească în lutul galben și gras. De uimire, surorile abia se dezmeticiră. Se uitară la Polina. Ea stătea lângă căruță cu o înfățișare de nepătruns. Se gândea, dar era greu de ghicit la ce. Hai, Gheorghițu, hai acasă, spuse fata mai mare după o vreme de tăcere, în timp ce Birică își vedea de treabă fără să le mai ia în seamă. Plecară amândouă fără niciun pic de șovăială. Birică lovea mai departe cu târnă copul. După o vreme, Polina se mișcă de lângă căruță și se duse alături, pe malul gârlei, se așeză și începu să se spele îndelung pe picioare. Polino! Strigă Birică când băgă de seamă lipsa ei. Tu ce tot faci acolo? Nu vi să arunci pământul ăsta în căruță? Sau crezi că o să se arunce singur? Polina își văzut de spălat ca și când n-ar fi auzit. Când se întoarse, se rezemă de șușleț și început să se uite la bărbatul ei. El și săpase să umple o căruță, dar ea nici nu se gândea să pună mâna pe lopată. Se uita la el cu o ciudată satisfacție. Pe chip avea o expresie de parcă totul ar fi fost pus la cale de ea, până și sudoarea pe care el și-o ștergea din când în când cu cotul și mirosul puternic de pământ care parcă țâșnea de sub târnăcopul lui, chiar și acestea erau ale ei. Tu n-auzi, Polino? Spuse el din nou, dar Polina nu se urni și atunci el se uită la ea. Ai de gând să mai dai mult cu târnăcopul ăla? Întrebă ea zâmbind ciudat. De ce să nu dau cu târnăcopul? Și ea nu răspunse și deodată el înțelese că de mult stă el aici singur cu ea. Aruncă târnăcopul. Polina se întoarse cu umărul și l-așteptă dintr-o parte, parcă la pândă, cu ochii deschiși. Se lăsă greu cu toată puterea trupului și gemu când el o apucă și o înfășură în brațe. Numai când o ridică pe sus închise ea ochii. El o duse chiar pe pământul din care avea să-și ridice casă și o iubi acolo pe răcoarea lui curată, păzit de lumina mare a zilei. Un ceas mai târziu duceau pământul acasă și îl descărcau în mijlocul bătăturii. Când se așezară la masă, o tăcere de gheață întâmpină, dar Polina sparse această gheață dintr-o dată, zăpăcindu-l mai ales pe bărbatul ei. De ce tăceți așa? A murit cineva? Se miră ea mai veselă ca niciodată. O să ne facem casă, dar nu o să se vândă niciun fel de jumătate de pogon. Și nu înțelese nimeni ce era în capul ei.